Partidul Democrat nu a uitat de elevii care au susținut bacalaureatul și transmite felicitări celor care au obținut rezultate bune la sesiunea ce tocmai s-a încheiat. Democrat-liberalii nu au trecut cu vederea nici neregulile petrecute în timpul examenelor și critică dur membrii Guvernului României. Din păcate, sesiunea din acest an a bacalaureatului a fost marcată de scandaluri care au știrbit și mai mult prestigiul școlii românești și reușita copiilor și profesorilor. Vinovați pentru aceste derapaje sunt membrii Guvernului României, o instituție marcată de haos. Putem vorbi la finele acestei sesiuni de bacalaureat de o proastă guvernare. Am văzut în acest an cum educația a ajuns un instrument politic exact ca pe vremea comuniștilor. Ministrul de interne trimite poliția la școală pentru propria imagine, premierul trimite poliția înapoi în unitate, tot pentru imagine. Ministrul educației a fost absent complet din peisajul bacalaureatului din acest an. În ziua rezultatelor, ministrul educației a ieșit doar să prezinte marile succese înregistrate în acest an, creșterea procentului de promovare a examenului de majoritate. Guvernul USL a reușit să calce în picioare demnitatea elevilor a unor oameni care acum se pregătesc să intre în viață. Sistemul de educație, alături de întreaga economie românească, plătește prețul incompetenței și guvernării la televizor. În educația românească s-au acumulat probleme de fond care nu pot fi rezolvate nici trimițând poliția, nici din ordine justiției și nici acuzând foștii guvernanți de până acum un an. Ne-a declarat președintele PDL Argeș Mircea Andrei. Totodată, PDL a făcut bilanțul ultimului an de guvernare în educație. Să ne reamintim ce au făcut Ponta și guvernul său în ultimul an de guvernare în educație. Au desființat două comisii care au dat verdictul de plagiat premierului Ponta, au politizat învățământul superior, au măcelărit legea educației și au deschis sistemul clientelismului politic, au trecut clasa a noua de la gimnaziu înapoi la liceu, ceea ce înseamnă acceptarea abandonului școlar. Au abandonat finanțarea diferențiată a universităților pe criterii de performanță, au bulversat calendarul anului școlar, au îngropat cercetarea eliminând evaluatorii străini și reducând bugetul educației. Spune Ana Stan, președinte interimar al Organizației de Femei a Partidului Democrat Liberal, filiala Argeș.